Dumneavoastră, încă o dată în această seară, după cum bine știți, Dumnezeu a binecuvântat această frumoasă familie cu 3 copilași și astăzi și-au încreștinat cel din urmă fecior, micuțul Gabriel. Haideți să le dăm aplauze, să-i susținem așa cum se convine, să ne crească mare acest copilaș frumos. Să aibă o copilărie frumoasă. Și acum, desigur, urmează o tradiție frumoasă. Avem aici toți cu mătrii de față. I-aș ruga pe Nadia și pe Dromitu să treacă încă o dată pe la comătrii lor, să le salute obrăjorii și să le mulțumească că au ales să fie cu mătrii și nanii de botez a micuțului Gabriel. Obrăjorii! Celelalte cu mătrițe și să strângă crâșnele. Nana Cristina. Se va îndrepta către ușă cu această lumină sfântă de la biserică. Va face semnul crucii de 3 ori. Micuțul botezat și noi împreună să cântăm și mulți ani trăiască. Haideți cu toată lumea! Mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și nu s-aud aplauzele dumneavoastră. Așa, o să trăiască, să ne trăiască! Dar cine să trăiască? Dar cine să trăiască? Gabriel să ne trăiască, la mulți ani trăiască și toți! Cântăm împreună! Cine se trăiască, dar cine se trăiască, și nanii de botez să ne trăiască și ne mulțumim frumos, la mulți ani trăiască, și părinții să ne trăiască, și bunerii de acasă, și toată lumea care a venit în astă seară să sărbătorească împreună cu noi, la mulți ani trăiască! Mulțumim frumos cu mătrii lor, vă invităm să luați loc la masa de sărbătoare. Și eu mă întreb către Dumitru. Dragi prieteni care ne-ați onorat astăzi cu prezența, ați venit să sărbătorim împreună acest eveniment important din viața noastră, din viața micului nostru Gabriel. E un prim pas în lume, în viață. Un prim pas alături de oameni dragi, oameni frumoși, de la care în viitor cu siguranță o să ia exemple frumoase și o să meargă pe un drum bun. Mulțumim frumos că ne-ați onorat prezența, să avem o seară frumoasă împreună și într-un ceas bun. Nadejda! Bună seara! Eu să încep cu mulțumirile, cred că pentru toți, eu să încep cu mătrii care ne-au fost astăzi alături la încreștinarea lui Gabriel. Mulțumesc îndeosebi și cu mătra Cristina că
Am făcut un pic așa mai mult efort, că v-ați luat tot botezul. Așa că noi să fim recunoscători întotdeauna și întotdeauna o să încercăm să-i aducăm copiii noștri și să-i învățăm ce ne snanii lor, să-i respecti întotdeauna. Și noi să fim alături de voi. Și cred că, cum am spus astăzi în biserică, nanii trebuie să ducă copiii la biserică. Părinții poate să stea acasă duminica să odihnească, nanii duminica să iai copiii să-i ducă la biserică. Eu vă mulțumesc la toți care ați venit, că sunteți alături de noi, v-ați făcut un pic de timp să petrecem împreună. Sper că să aveți o seară frumoasă. Nu știu, vreau să spun, mulțumesc foarte mult lui Dumnezeu că mă simt foarte norocasă. Am trei copii mari, trei copii sănătoși. Sper să fie ascultători, mai ascultători decât sunt acum, sunt mulțumit, dar să fie și mai ascultători. Și mulțumesc soțului meu că... Datorită lui am acești trei copii minunați. N-am vrut să recunosc, dar o să recunosc în seara asta și uităm. De mâine începem iară cicăleala, de astăzi mulțumim. Și în ultimul meu, în ultimul rând, vreau să le spun mare, mare mulțumesc părinților noștri, pentru că, până la urmă, părinții de la bunei noștri, Dumnezeu să ierte de acolo, sau să încep rădăcinile noastre. Și Dumnezeu să ierte toți cei care nu mai sunt alături de noi și mult sănătate să aibă părinții noștri, să țin Dumnezeu în viață și să dea Domnul să ajungă și nepoții lor odată la ei, să-i cuprindă, nu numai prin Skype sau prin alte rețele. Așa că o seară frumoasă, mai dansăm și cine mai vrea, mai vorbește. Haideți să-i vedem aici. Avem colaj și darul în special pentru dumneavoastră. Vă așteptăm aici să vă vadă toată lumea. Vin colaj și darul frumoase pentru dumneavoastră. Hai să susținem dansatorii cu aplauze. Vă mulțumim frumos! Primiți pâniga și darurile din partea comadrilor voștri și vă spunem bună seara! Mulțumim frumos la toți care v-ați alăturat botezului și comadriei minuțului nostru, Gabriel. Îi dorim multă, multă sănătate, în primul rând, că asta e cea mai importantă. După care să fie isteț, un haiducel, să crească frumos în familia voastră, să fie inspirat de armonie care este mereu în familia voastră și înțelegerea voastră. Să fie îndrept, să fie în dreptate care cea dreaptă, să fie înconjurat de oamenii cei mai frumoși și să fie obrotit de toate lucrurile urâte sau oamenii urâți care se întâmplă în cale, pentru că sunt, noi știm cu toții că sunt, dar el să nu uite, să aibă o viață frumoasă, o copilărie senină, frumoasă, multă bucurie, multe baloane, multă culoare și frați și surori iubitori, o familie armonioasă și multă înțelepciune și putere ca să creșteți copiii frumoși și în pace, seninătate și așa cum știți voi mai bine, în înțelegere cu noi noștri. La mulți ani! Bravo! Să vă iubiți pruncul, să fie ca un perete al casei puternic pentru voi și voi pentru el și multă, multă sănătate
multă fericire, fără praguri, grele, sigur, și mulți ani înainte. Mulțumim frumos! Să aveți mulți ani! Mulțumim cu mătrilor! Dar spate străgata mare! Mai târziu spate! Nu, no, la rapii s-o duze! Mare cu mătrilor? Da! Mătri, ați auzit? Lumea și era amar! 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 Amar să ne trăiască cu mătri Cristina și Oleg! Vă mulțumim frumos! Acum îi așteptăm pe Beniamin și Ludmila, aici alături de noi. Am fost rupeți frumos și pentru dumneavoastră. Haideți să aplaudăm dansatorii noștri! Din partea comandrilor și vă spunem bună seara și dumneavoastră. Dar bună seara, dragii noștri comandri, bună seara la toată lumea. Da, deci bună seara la toată lumea, noi vreau să felicităm o dată cu acest eveniment frumos și foarte important în viața voastră și în noastră la fel. Îi dăruim micuțului Gabriel, Domnul să-l aibă în față, să crească mare, frumos, sănătos, să aibă mult noroc în viață, să ia de la voi doar cu cei mai buni, cu educație cât mai bună, ca și la ceilalți, și să vă aducă numai... Dulcești și frumos. Iar noi, ca părinți spirituali, desigur că o să contribuim la asta, o să ajutăm cum să fie noi fericit. La biste. Cum a zis? Deci suntem câțiva ani, noi ne-am înțeles, în fiecare duminică, fiecare de rând, o să ducă copiii la biserică. Așa să facem un calendar. Felicitări încă o dată. La mulți ani. Amar! Ați auzit, da? Lumea cere amar. Ce facem? Ne pupăm sau nu? Amar să ne trăiască cu mătrii. Colați și daruri avem și pentru cumătrii Iulia și Dumitru, așa că îi așteptăm aici alături de noi. Și haideți să aplaudăm dansatorii noștri! Mulțumim frumos! Primiți bunica din partea cumătrilor voștri. Și vă spunem bună seara și dumneavoastră. Bună seara, lume! Amar! Sunteți toți frumoși? Iesem!
Ce să spun, deja atât s-a spus. În primul rând, asta e o sărbătoare religioasă și vreau să-i urez ca Dumnezeu și iubirea voastră să urmă totdeauna pe calea cea dreaptă. Să fie fericit, să aibă copilărie frumoasă, iar nani, să aibă înțelepciune, i-ai da sfaturi buni, le-a-l încuraja, le-a-l ajuta să devină o persoană cât mai bună. Pentru că rău este destul în lume și avem nevoie de oameni cât mai frumoși, cât mai sănătoși, cât mai iubitori, cât mai... Nani acum așa, pe lume. La mulți ani, lui Gabriel, multe fericire, copilărie frumoasă și numai bine. Mulțumim frumos, Amar și cu mântrilor. Iulia și Dumitru, să ne doriți mulți ani. Le mulțumim tuturor cu mântrilor prezenți în această seară. La fel și cu mântrilor Anastasia și Dumitru, care din păcate nu sunt astăzi cu noi, dar sugheți bun și salutări din partea noastră. Sperăm că o să vină să-și facă datoria față de finuți. Și acum mă îndrept către voi toți dumneavoastră, dacă aveți cuvinte de felicitare pentru micuțul botezat și pentru părinții lui, eu cu drag vă ofer microfonul. Dacă aveți cuvinte de felicitare... Cu mândra Nadia. Vă doresc ca să găsiți puterea și înțelepciunea în voi, să scopați din puii voștri cele mai frumoase valori și să cultivați în ei cele mai frumoase calități umane care există pe acest pământ și să faceți din oameni de omenie și să îi îndrumați pe calea cea dreaptă. Asta e cel mai principal. La mulți ani pentru Gabriel și să fiți cu toți sănătoși! Mulțumim frumos! Să ne vezi mulți ani! Nu-ți spăra din frate! Mai pior! Dragul meu, frate, draga mea cumnată, cum știți din propria experiență, eu n-am fost cel mai bun exemplu. Întotdeauna... Bravo, Chirușa! Bravo, Chirușa! Bravo, Chirușa! Da. Mine, la mine, eu nu știu și nimic, dar... Mai depinde care, Chirilă. Mai cât sunt apus, puțin, dar sunt buni. Da, întotdeauna m-a ajutat, m-a întrupat că să merg pe drumul cel drept și m-a educat. Tu, frate, ca mi-ai fost în loc de tată, întotdeauna... Când am meritat, m-ai pedepsit, când făceam corect, m-ai lăudat, m-ai îndrumat. Fix aceeași doresc să ai grijă de copiii tăi, de toți trei, nu numai de Gabriel, de toți trei, și cel mai rei educație că cum mi-ai dat-o mie. Dar lor îmi dorim cât mai multe și sănătate, fericire, să vă înțelegeți cu nădejdea împreună, că acum am 15 ani în urmă, cum de la început, așa, din jumătate de cuvânt. Din jumătate de cuvânt. Nadia vorbea, Gima a ascultat. Nu, eu răspundem la telefon, Nadia vorbea, după 10 minute de timp telefonul Gima.
Opa, opa! Ce puțin, spune ce-a făcut în țara anterioară și pe lucea mea la lucrurile. Așa că vă doresc o familie fericită în continuare. Și deși să nu vă opriți aici, mai arătați exemplu. Eu după cum se vede, exemplu ar urmez de-a noastră, de mori. Dar mai mult și mai mare. Eu și vreau să dau, au fost spus multe lucruri frumoase, dar eu și vreau să spun că sunteți o familie de exemplu, cel puțin pentru mine, sunteți o familie de exemplu care se poate lua un exemplu de așa da. Și vreau să felicit cu încreștinarea lui Gabriel și vă urez să predomine pacea și liniștea și respectul la voi în familie. Dacă mai sunt dintre cei care au cuvinte de felicitare, eu cu drag vă dau microfonul. Hai, Nicolae! Mă străgat! Dragi prieteni, multă sănătate vouă ca părinți, multă sănătate cu Gabriel, azi e foarte important pentru el, multă sănătate pentru Lucas, Gloria, să fiți sănătoși și o familie fericită, o copilărie cât mai fericită pentru voi, pentru copii și multă sănătate pentru bunii când am alături de voi să fie cât mai sănătoși ca copiii să fie cât mai fericiți cu ei. O viață lungă, sănătoasă și fără primire. Sănătate la tot! Bravo! Norocos să meargă către pașii voștri să vă urmeze exemplu, să fieți o familie frumoasă, fericită, care aveți multe de oferit. Noi cel puțin am multe de la voi. A face copii poate nu e atât de greu uneori, dar să-i educi, să-i îndrepti pe drumul cel drept este cel mai important. Noi suntem siguri că voi o să-l ajutați și o să-l îndrumați așa cum trebuie. Vă felicităm încă o dată. Bravo! Vă zi frumos! M-a obligat. Eu la masă asta plin cu numai cușin, numai eu nu-s șin aici. Păi în dimineață cred că-s bătrezat și eu. Ieșeam un nuș dacă în cap, dar lădre precis. Bună seara. Vreau să vă felicit cu încreștinarea copilului. Tot ce vă doresc, hai să spunem așa, tot ce îmi doresc mie, vă doresc vouă. Pentru că eu personal mie nu o să-mi doresc rău. Eu vă doresc vouă numai bine. Fie ca toți cu mătri care aveți în această sală,
prezenți, care nu sunt prezenți, să fie un exemplu perfect și bun îndrumător spre viitorul copiilor voștri, să fie un deplin și nănuță care azi și-a luat angajamentul, hai să spunem ca o pereche, a doua pereche de părinți pentru Gabriel. Vreau să o mențin în taină frumoasă. Eu vreau să vă spun, la mulți ani vouă, noi vă iubim foarte tare, vă stimăm. Mulțumim pentru această seară frumoasă. Noi să mai venim, chiar dacă nu chemați, noi pe limba venim. Așa că, nu știu. Azi nu m-am gândit la multe, azi ne-am pus... Și ne-am pus în față și ei vreți, că... Oricum, la mulți ani, să aveți o seară frumoasă. A venit momentul să dau microfonul acestor părinți frumoși pentru câteva cuvinte de mulțumire în fața tuturor dumneavoastră. Eu sunt foarte scurtă. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru seara care ne-a creat o întreagă seară reușită. Pentru mine, pentru noi ca organizatori. Noi ne simțim bine pentru că voi vă simțiți bine, așa că vă mulțumesc foarte mult. Amar! 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 Dă-i voi să vorbească! Amar! Mulțumesc foarte mult pentru cuvintele frumoase care le-ați spus toți. Mulțumesc pentru, iarăși încă o dată, pentru prezență și o să noi vă asigurăm că noi o să fim așa, o să ne dăm un exemplu copiilor noștri, că voi să vă mândriți, că aveți așa fiind. Pentru că eu țin minte când eram noi acasă, mici, și nanii noștri umblau prin sat și vorbeam de astea spetele cu mătra mea și ei erau atât de mândri câteodată, ca de când, de toți. De toți, vă spus. Așa. Așa că, aici o să-ți iau. Aici nu suntem în sat, dar oricum, noi suntem educați. Dăm educația necesară copiilor noștri, în primul rând, că ei trebuie să știe cum au știut noi nanii noștri, așa o să știe ei nanii lor. Așa că vă mulțumesc foarte mult și mai dansăm. Dansăm, am mâncat calorii, trebuie să-i scoatem. Femeile, ca de obicei vorbesc, noi trebuie să le împărăm. Noi trebuie să-i sărutăm, amar! Băieți, Chiroșa, crede-mă că e un căzvioi. Prieteni dragi, vreau să zic că sunt foarte bucuros de fapt că am fost crescut, educat, greu, frumos, dar cu suflet. Într-o familie care... nu au contat banul, au contat valoarea, cuvântul și cine ești cu adevărat. Și mulțumim frumos familiei mele, mamei mele, bunicilor mei care și-au dat sufletul ca să crească roade frumoase de care să se bucure. Și încet și ușor, având curajul, având inima frumoasă și plină, am atras-o și pe Blăgădărie cu familia mea. Am creat o familie frumoasă, din punctul meu de vedere. Datorită părinților care au educat-o frumos, datorită exemplului ei, m-am lăsat cucerit. Și mulțumesc Nadejdei că a devenit soția mea și mi-a dăruit 3 copii frumoși, fără de care a existat trecut, însă nu viitor. Și de asta vreau să zic mulțumesc frumos Nadejde. Nadejda... Această seară frumoasă, deosebit pentru noi,
și foarte importantă, este datorită vouă, nanelor, cumătrilor și tuturor prietenilor celor prezenți. Vreau să zic că nu există nuntă fără nuntaș, nu există cumătrie fără oameni frumoși ca voi toți. Vă iubesc, prieteni, mulțumim pentru această seară, mulțumim că sunteți alături de noi. Vă iubesc, asta îi spun rar, iubesc și soții. Dar vă spun azi în secret. Așa că să avem, am încercat o seară frumoasă, să o continuăm frumos și să dea Domnul ca încreștinarea micuțul Gabriel să fie de bun augur, să fie sănătos, să fie ocrotit și să ne bucură pe noi toți. Mulți ani, distracție plăcută și mulțumim vouă la toți. Și dat fiind faptul că am așa prieteni frumoși, am așa frumos prieteni și deosebiți în această seară, fără de care inima mea nu poate să bată. Dumitraș, fă un timp frumos aici. Bucurați-vă, prieteni. Alături de prietenii mei toți dragi, vreau să datez cânt cu ăsta. Eu întotdeauna pun, toți îl știți. Dar în sufletul meu, șapa mare. Seara frumoasă, mersi. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Bucurați-vă de lume ce vi da ca să purtați. Bucurați-vă de un cântec, de un amur cu flori de tei. Bucurați-vă, o viață de lumină dragostei. Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați. Și hai să vedem toți prietenii. Și șeri, proșeșii, cușeri, cușeri, cușeri.